Sub genericul Cultură dincolo de Timișoara, Asociația TimTim a demarat o campanie în comunele din județul Timiș, prin care dotează cu cărți, calculatoare și copiatoare diferite școli. Prima oprire a fost la școala primară Traian Vuia, acolo unde voluntarii asociației au amenajat o bibliotecă și o încăpere cu 19 calculatoare, ambele open space, pentru ca elevii să aibă acces la informație chiar și în pauze. Asta vine cu premiera, să spun așa. Am gândit-o împreună cu domnul primar și conducerea școlii, în așa fel încât copiii să poată avea acces ușor către ele și să le poată folosi în pauză, să-și aleagă fie accesul facil și ușor de la internet, fie să-și caute singuri informațiile aici, în spatele meu, în biblioteca pe care tocmai am amenajat-o. Scopul acțiunii a fost acela de a ne sprijini semenii și a investi oarecum în viitor și în educația copiilor. Fiind destul de tânăr și eu, știu cum se simte un elev în momentul în care are un acces mai facil către educație și mai plăcut. Calculatoarele vor fi folosite de elevi, cred eu, cel mai mult și le va prinde foarte bine în viitor. Voluntarii asociației au muncit cot la cot cu localnicii timp de o zi, atât la sala destinată calculatoarelor, cât și la bibliotecă, acolo unde au aranjat pe rafturi cărți din diferite domenii. Am selectat toate cărțile și le-am verificat să fie decente pentru copiii clasele 0-4. Am dat o parte din cărți deoparte și am început să selectez pe genuri și pe informații. Avem istorie, avem zootehnie, biologie, anatomie a corpului uman. Am încercat să pun la îndemâna lor, la înălțimea lor, cărțile ce ar trebui citite în generală și liceu. Avem clasici, avem autori contemporani români și străini. În zona aceea am pus dicționarele, sunt foarte multe dicționare, iar în partea de jos am lăsat mai multe genuri pentru toate vârstele. Dascăl de profesie, primarul comunei Traian Vuia, Vasile Petruescu, a vorbit despre diferențele dintre mediul rural și cel urban, în ceea ce privește accesul la o educație de calitate. Există foarte mari discrepanțe între rural și urban, în ceea ce privesc materiale didactice, în ceea ce privesc accesul, ceea ce privește accesul copiilor la surse de educație. În sensul ăsta, pentru mine e important și nu că e important, foarte important ca și copiii din comuna mea să aibă un acces egal la educație, la fel cum au și cei din mediul urban. Această cale, chiar le mulțumesc celor de la TimTim, de la asociație, pentru că sprijinul lor va fi foarte, foarte binevenit. Demersul va continua și în alte comune din județul Timiș. Acțiunea face parte din programul Dăm Click pe România al celor de la Ateliere Fără Frontiere, finanțat de Kaufland România și OMV Petrom.